găsit la reportajele telejurnalului, sunt Ruxandra Gheorghe Negrea. S-a născut într-o celulă a închisorii Văcărești. Acolo, mama ei i-a dat numele Libertatea. Securitatea a încercat să-i șteargă identitatea internând-o într-un orfelinat. Până la 6 ani a crezut că fotografia mamei sale este doar o icoană. Este povestea tulburătoare a nepoatei preotului Ioan Constantinescu, executat la Jilava odată cu haiducii Mușcelului, din grupul Arnăuțoiu. Libertatea caută și azi rămășițele bunicului său, pe care vrea să le ducă acasă în satul de lângă grota partizanilor. Camelia Csiki ne spune întreaga poveste. Încărcați! În noaptea de 18 spre 19 iulie 1959, aici, în Valea Piersicilor, pe atunci era aici o livadă de piersici, au fost executate 16 persoane. Toate făceau parte din grupul Arnăuțoiu. Ofițerii au tras la jumătate de oră diferență. Practic, au fost executați într-o tură de 8 ore. Din grupul celor executați făcea parte și preotul Ion Constantinescu. În podul bisericii sale din satul Poienărei, județul Argeș, securitatea a descoperit arme pentru partizanii din munții Făgărașului. Casa preotului a fost de multe ori refugiu pentru haiducii Mușcelului sau partizanii Libertății, cum își spuneau cei din grupul Arnăuțoiu. Securitatea nu știa, dar se adăposteau în grota din pădure aflată în apropierea casei popii din Poienărei. 10 ani au stat acolo. După ce i-au prins pe partizani, au fost arestate și soția preotului, Iustina Constantinescu, și fiica sa, Iuliana Preduț, însărcinată în luna 6-a. Au venit vreo 5 sau 6 persoane să-mi spună că ar fi bine să facă o operație ca să scap de sarcină, fiindcă pedeapsa o să fie destul de grea. Și sigur că m-am opus. De la ora 11, cam așa, m-au ținut într-un WC până târziu, când m-au dus într-o celulă. Acolo, în WC-ul acela, erau 2 bulze așa de mămăligă cu brânză și desfăcute, și mămăliga era așa de proaspătă că n-am mai putut să mai rezist. Am mâncat de acolo din mizeria aceea și amestecat așa acolo. Cu tot ce era acolo, de ce erau niște grămeze mari de fecale, bineînțeles. Iuliana Preduț avea 28 de ani, era profesoară, abia se căsătorise. Soțul ei aflat de la rude și de la colegii ei că securitatea a ridicat-o de la școală. A tot așteptat-o acasă, știind că este însărcinată. Iuliana a dus însă copilul pe lume în celula din închisoarea Văcărești, o fetiță. I-a dat numele Libertatea. Uișor. Libertatea s-a născut în 18 septembrie 1958. Astăzi închisoarea Văcărești nu mai există, dar Libertatea trăiește. Este o celulă așa cum mi-au descris-o. V-ați imaginat când am intrat cum e să naști aici? Nu pot să-mi imaginez. Sunteți mamă, nu se poate pune nimeni în locul mamei mele. În niște condiții foarte grele. Foarte grele, nespus de grele, nici nu vreau să mi le amintesc. Nu ați aflat imediat că a născut? Păi nu am aflat, am aflat asta când era mare, avea 1 an și jumătate. I-a luat-o înainte de Crăciun. Cât ați stat în închisoare? 5 luni și jumătate. Scrie, 5 luni și jumătate. O hrăneau niște țigări. Și aici să-i dăm lui Libertatea, că dacă îi dăm lui Libertatea... Da, umbla zonul să le elibereze foarte repede. Și atunci toată lumea se îngrămădea să mă alăpteze. Pe urmă, m-a dus la casa copilului. V-au anunțat? Nu, nici atâta, că eu am căutat-o la casa copilului. M-a dus peste tot, nu era. După ce am aflat, m-a dus acolo, avea un certificat alb sub alt nume. Luminița, Iustiția și nu știu mai. Iuliana știa însă că fiica este în viață. O sergentă foarte, cum se cade, a fost, mi-a spus, te rog să reții. Copilul e la casa copilului numărul 1, fost leagănul Sfânta Ecaterina. Și am spus, vai, unde sunt toți copiii abandonați? Și vai, taci, că intru în locul dumitale. Atunci când m-a găsit tata, nu articulam nimic. Până la 4 ani nu ați vorbit? Nu. Mama ei a fost condamnată la 12 ani de muncă silnică pentru favorizare de acte de teroare, doar pentru că le-a dat partizanilor niște biscuiți. I-am trimis, da, mai multe mesaje, i-am trimis până să pun. Ce i-ați scris până să pun? Că-și de iubire rău. Stăpânul cu mesajul de dragoste a însoțit-o pe Iuliana în temutele închisori prin care a trecut. Văcărești, Pitești, Jilava, Arad, Roșiori, Oradea, Miercurea Ciuc. Era curajoasă, era demnă, ceea ce era foarte rar. De ce i-a dat numele Libertatea? Da, că așa a zis. Așa a zis? Da. Ca două fete. Libertatea și Gloria. A, Libertatea și Gloria se numește sora dumneavoastră? Da. Da. Și n-a născusă pe ea. Visase înainte. Înainte. Povestea despre zeia aceasta, mama. Da, care zgâria îngrozitor pentru că era purtată direct pe piele. Dar mă miră saltelele de pe pat, pentru că mama și bunica m-au povestit că nu existau saltele și că trebuiau să găsească o poziție ca nodurile acestea de fier să intre în același loc unde intrau în fiecare noapte când dormeam. Mama avea urme pe spate, urme simetrice de la... Le-a avut, le-a avut toată viața sau doar? Bineînțeles, bineînțeles. Libertatea a fost crescută de mătușa sa. Această fotografie a fost pentru mine până la 6 ani o icoană. Deci credeați că de fapt fotografia mamei da. E icoană? Da, exact. Nimeni nu v-a zis că e mama dumneavoastră? Nu. Comuniștii au băgat la pușcărie și alți săteni din Nucșoara și Poienărei, care îi ajutaseră pe partizani să reziste în munți timp de 10 ani. Cei mai apropiați grupului Arnăuțoiu, precum preotul Constantinescu, au fost condamnați la moarte, odată cu partizanii. Suntem la fortul 13 Jilava, într-una dintre celulele în care și-au petrecut ultimele clipe din viață haiducii Mușcelului, cei care au făcut parte din grupul Arnăuțoiu. Acesta era coridorul prin care erau duși cei condamnați la moarte spre zidul de execuție, locul numit Valea Piersicilor. Spre... zidul execuțiilor mai exista o cale de acces prin această poartă, însă în momentul în care execuțiile la Jilava au încetat și poarta a fost sudată. Încărcați! Primul executat a fost chiar șeful grupului din munții Făgărașului, Toma Arnăuțoiu. El a organizat în 1949 gruparea armată de rezistență anticomunistă din nordul județului Mușcel. Luptătorii anticomuniști au umilit un deceniu pe securiști, rezistând confruntare după confruntare. Grupul a fost capturat abia în 20 mai 1958 cu complicitatea unui localnic, prieten din copilărie al fraților Arnăuțoiu. I-a atras într-o cursă, le-a pus somnifere în sticla cu băutură. După arestare, Securitatea a găsit-o în grota din munți și pe fiica lui Arnăuțoiu, de numai 2 ani. Fetița a fost născută și crescută în pădure, botezată în grotă chiar de preotul Ion Constantinescu. După arestarea partizanilor, fetița a ajuns la o casă de copii ca și Libertatea. Frații Arnăuțoiu și toți cei care i-au ajutat au fost condamnați la moarte. Directorul fostei închisori comuniste a primit odată cu sentințele lor și un ordin nescris. Ordinul pe care l-a primit a fost ca niciodată trupurile acestora să nu fie descoperite. Așa se face că astăzi, după 54 de ani, Libertatea încă mai caută osemintele bunicului său. A reușit să-și cunoască mama. S-a întors acasă când micuța avea 6 ani. Când m-a văzut prima oară, după atâția ani, mi-aduc aminte și acum sunetul pe care l-a scos când m-a strigat Libertatea. Și mama ei, Iustina Constantinescu, soția preotului, a fost eliberată curând. Femeile au fost convinse că într-o bună zi se va întoarce și popa din Poienărei, mai ales că Iuliana îl văzuse la Jilava preț de o clipă. După o închetă destul de grea, l-am văzut pe tata când mergeam spre anchetă, era plin de sânge. De bunicul Am fost convinsă că trăiește până în 1989. Bunica a murit în 82, convinsă și ea că trăiește pe undeva, că a fost dus în exil, cum circulau poveștile pe vremea aceea, cum că ar fi undeva la ruși. Nu vi s-a spus nicio clipă că a fost executat? În 89 mama a primit un telefon și s-a spus că a fost executat. Abia în 89? Abia în 89. După 30 de ani a primit vestea că a fost executat. În Valea Piersicilor, nu departe de locul în care a fost executat bunicul Libertății și ceilalți din grupul Arnăuțoiu, a fost executat în 1 iunie 1946 și lotul mareșalului Ion Antonescu. Pentru el a fost ridicată o cruce, nimic însă pentru haiducii Mușcelului. Date clare, certe, nu avem despre niciun deținut. Însă din mărturile foștilor deținuți politici care auzeau sau vedeau deținuții duși spre zidul execuțiilor, tindem să credem și urmele din zidul respectiv, care sunt urme de gloanțe, că zidul este chiar parapetul din capătul locului numit Livada cu piersici. Procesul verbal de execuție al lui Toma Arnăuțoiu nu diferă cu nimic de celelalte procese verbale de execuție pe care eu, spre exemplu, l-am văzut. Și vă spuneam aici că am văzut procesul verbal de execuție al lui Gheorghe Arsenescu, procesele verbale de execuție a doi maiori care au fost executați în 1952, tot în legătură cu grupul de rezistență Arsenescu-Arnăuțoiu. În proporție de 80-90% actele astea sunt la fel. Nu se specifică locul? Nu, nicăieri, în niciun proces verbal de execuție pe care l-am văzut nu se specifică locul de înhumare al celui executat. Libertatea nu și-a cunoscut bunicul. Astăzi nici mama ei nu mai este în viață, iar tatăl ei, care ne-a primit cu căldură în curtea sa în urmă cu câțiva ani, a plecat și el, alături de Iuliana, nu înainte însă de a șterne povestea soției lui într-o carte. S-a stins din viață la exact 7 ani de la moartea mamei. A fost așa o legătură puternică? Da, a fost, cred că, familia cea mai fericită și cea mai împlinită pe care am cunoscut-o vreodată. A rămas doar libertatea și curajul familiei ei. Ați mai fost aici? Nu, este prima oară. Ați deschis și un proces? Am deschis un proces și trebuie să-l finalizez. Dorința mea nu este alta decât să găsesc osemintele bunicului și să le duc acolo unde le e locul. Sunt convinsă că o să reușesc. Trebuie făcută dreptatea până la capăt. Filozoful și eseistul român Petre Țuțea, care a cunoscut ororile temniței, spunea că libertatea omului e partea divină din el. O seară frumoasă vă doresc!